G, în cadrul campaniei naționale citim împreună cu vocetare. Împreună cu fica mea, Gloria, de 3 ani, citim poezia Două mere de Grigore Vieru. Iar e toamna, zile calde, frunza ruginie cade. Frumușel ce mici se scoală și se duc cu miți în școală. Maica în ghiozdan le pune câte două mere bune, creioane, cărți, caiete, și le dă în mâini ce? Okay. Eu sunt mic, rămân acasă. Vreau să plâng. Că nu mă lasă. Și mi-aduce mama mie mere mari, o farfurie. Însă ce să fac cu ele? Fie chiar să-mi dea și o poană, eu vreau două mere, dar să le mănânc la școală. Și acum aceasta. O să vă citesc acum din Grigore Vieru, poezia Cuvântul Mama. Așa, Gloria, poezie se numește Cuvântul Mama. Pruncii îl zuruie, bătrânii îl visează, bolnavii îl șoptesc, muții îl gândesc, fricoșii îl strigă, orfanii îl lacrimă, răniții îl cheamă, chiar ceilalți îl uită. O mamă, o mamă.